fac pici al lui Ruto, o să nu lasa trece pe parte. Îl trage acum. Maxim un pas de ce? Așa. Hai. Acum nu te împingi tare. Hop, hop, sus. Închide cupa. Așa. Un tânăr de 20 de ani a avut parte de o moarte cumplită, fiind strivit de un mal de pământ în timp ce lucra la construcția unei fântâni. Tragedia s-a consumat în satul Racovăț, comuna Pomârla, județul Botoșani, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Tânărul fântânar se afla la 8 metri adâncime când s-a surpat malul, iar pământul l-a acoperit în întregime. Martorii au anunțat producerea accidentului la numărul de urgență 112, iar salvatorii au sosit la fața locului la scurt timp, puțin după orele 22. 9 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani au acționat timp de 2 ore pentru a-l scoate pe tânărul captiv sub malul de pământ prăbușit. În acțiunea de salvare s-a folosit un buldo excavator, dar s-a intervenit la săpături și cu mâinile goale într-o luptă contra cronometru. Din păcate, eforturile salvatorilor au fost zadarnice, întrucât echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut să facă nimic pentru victimă, fiind constatat decesul tragic al tânărului.